Doamna procuror, să vă susțineți cererea pe care ați formulat-o. Motivele pentru care solicit numirea la funcția de judecător sunt în realitate în principal în cererea pe care am înaintat-o CSM-ului. Am absolvit Institutul Național al Magistraturii Promoția 2012-2014. Din anul 2014 sunt procuror la facet de pe lângă judecătoria Craiova. Motivul pentru care îmi doresc să devin judecător este că, în opinia mea, această profesie mi se potrivește mai mult. Sunt o fire calmă, echilibrată și îmi doresc mai mult să-mi fac dreptate decât să întocmesc acte de astuzare. Consider că profesia de judecător este mai completă și mă determină să mai mă ajuta să-mi valorific mai mult cunoștințele. Nu doresc ca întreaga mea carieră să se limiteze la formularea, la întocmirea sau susținerea unor acte de acuzare. De asemenea, recunosc că prefer independența procurorului față de subordonarea, independența judecătorului față de subordonarea procurorului. Este a doua cerere pe care o formulez. Prima mi-a fost respinsă prin motivul că eliberarea mea din funcție de procuror ar împiedica bunul mers al parchetului, însă sunt de acord cu acest lucru, dar pe termen scurt, consider că pe termen lung, să țin un om într-o funcție care consideră că nu se mai potrivește, nu ar fi în concordanță cu interesul societății. Față de aceste motive, vă rog foarte mult să ne ajutați cu această cerere. Da. Întrebări? Mulțumim. Eu sunt un procuror bogat de iubire.